De aceea. Doi copii în portbagajul unei mașini au fost plimbați prin oraș, iar imaginile au ajuns virale pe internet. S-au format repede două tabere, utilizatori care îi critică și cei care le iau apărarea părinților. Conform știrile ProTV.ro, șoferii care circulau în zona Nicolina din municipiul Iași au observat doi copii aflați în portbagajul mașinii, văzând că autoturismul marca Volkswagen avea portbagajul întredeschis în timp ce se afla în mers. Unul dintre conducătorii auto din trafic s-a uitat mai atent și a descoperit șocat că acolo se aflau doi copii, relatează publicația Bună Ziua Iași. Gestul necugetat ce putea avea urmări tragice a fost filmat de un șofer care circula în spatele autovehiculului cu pricina. Transportul copiilor în portbagaj interzis de legea rutieră este extrem de periculos, mai ales în situația unui accident sau chiar a unei simple tamponări. În cel mai bun caz, în situația de față, portbagajul le-ar fi prins degetele, așa după cum se poate observa din imagini. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au început verificările. În urma imaginilor apărute în spațiul public privind transportarea unor pasageri în portbagajul unui autoturism, facem precizarea că polițiștii biroului rutier Iași s-au sesizat din oficiu cu privire la această situație. Astfel, în urma verificărilor efectuate, a fost identificat conducătorul auto care le-a declarat polițiștilor că rabatase bancheta din spate autoturismului pentru a transporta o țeavă, iar copiii săi stăteau cu mama lor pe această banchetă rabatată, jucându-se, a declarat Anca Vâjaic, purtător de cuvânt al IPJ Iași. Conducătorul auto a fost sancționat de polițiștii rutieri cu o amendă în valoare de 870 de lei, conform ordonanței de urgență numărul 195/2002. De asemenea, acesta le-a declarat oamenilor legii că regretă fapta comisă, iar pe viitor va respecta prevederile legale privind transportul persoanelor în autovehicul, a mai declarat acesta, relatează știri de Cluj.ro.